În goana lor, din calea războiului, sute de sirieni și-au găsit adăpostul în Bulgaria, iar autoritățile fac față cu greu a fluxului puternic de refugiați. În aceste condiții, guvernul bulgar a făcut un apel către Crucea Roșie Bulgară, care la rândul său a cerut sprijinul societății din România. Voluntarii români au răspuns rapid și au trimis un transport cu obiecte de strictă necesitate, care a ajuns în Bulgaria în cursul zilei de marți. 150 de paturi, saltele, pături și lenjerii de pat au fost încărcate din depozitul central al Crucii Roșii Române și au fost depuse în magazia proprie a societății de Cruce Roșie din Ruse. Filiala de la Giurgiu nu a stat deoparte și a contribuit la depozitarea încărcăturii în baza protocolului de colaborare încheiat cu vecinii bulgari. Imediat cum s-a primit apelul din partea Crucii Roșii Bulgare, Crucea Roșie Română de la depozitul central imediat a încărcat ceea ce vedeți aici și ce am adus astăzi, pentru a putea să, mai ales că vedeți că timpul este nefavorabil și iarna bate la ușă, să putem să venim în ajutorul acestor sinistrați. Sinistrații din orice colț al lumii sunt persoanele care trebuie imediat să simtă un ajutor uman. Să nu uităm că de multe ori o situație de conflict sau o situație de catastrofă creează mai multe victime. Victime care trebuie să simtă că au pe cineva lângă ei. Parteneriatul între societățile de Cruce Roșie din România și Bulgaria reprezintă un avantaj, pentru că durata de intervenție este mai scăzută în situații de urgență. Când vine vorba despre ajutorarea semenilor, atât românii cât și bulgarii spun că vorbesc aceeași limbă. Ca urmare a protocolului încheiat între cele două societăți, Crucea Roșie Română a fost foarte corectă și ne-a ajutat. Cele două societăți de Cruce Roșie se ajutau chiar și înainte ca România și Bulgaria să devină membre ale Uniunii Europene și înainte de încheierea protocolului de colaborare. Am primit 150 de paturi, saltele, pături și cerceafuri, le depozităm și așteptăm să fie transferate în centrele de refugiați. Toate ajutoarele vor ajunge în centrele de refugiați pentru a fi folosite de migranții clandestini.